Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Domnul Isus a afirmat foarte clar care trebuie să fie devotamentul nostru față de El. De fapt, El ne lasă să înțelegem că prin nimic altceva nu putem primi mântuirea decât prin persoana Lui. Nici tradiția, nici obiceiurile, nici credința familiei noastre, nimic nu poate să ne aducă în împărăția cerurilor. Singurul lucru care ne face cetățenii acestei împărății este credința în El, regele împărăției. Iar credința aceasta despre care vorbește Domnul Isus, nu este credința manifestată prin practici tipice unei religii anchilozate în tradiții și obiceiuri, ci o credință dinamică, bazată pe o relație corectă cu Dumnezeul nostru. Mișcarea inițiată de Domnul Isus Hristos este bazată tocmai pe prezentarea acestei relații. Suntem acum în capitolul 11 al Evangheliei după Matei, în care este descrisă continuarea misiunii sale și lucrările deosebite pe care le face el. Mișcarea inițiată de Domnul este acum la o altă etapă. Mai întâi, Domnul Isus a enunțat care este etica împărăției. Apoi a urmat acea serie de miracole care au demonstrat că Domnul are de plină autoritate în această împărăție. A urmat apoi trimiterea ucenicilor, propovăduirea împărăției. Ei au acoperit aproape întreaga țară. De acum apărea reacția care va fi răspunsul pe care îl vor da oamenii față de ceea ce spune Domnul că este. Amintiți-vă, el se adresează unui popor care îl aștepta pe Mesia de viacuri. El vine și se prezintă ca Mesia, acționează ca un Mesia. Îl va primi oare poporul? Liderii religioși îl vor recunoaște? Acest capitol prezintă un punct pivotal în lucrarea Domnului Isus. Mandatul pe care îl dăduse ucenicilor era de această dată strict legat de poporul evreu. Abia în ultimele capitole găsim noul mandat pe care Domnul Isus îl încredințează ucenicilor, mandat în care suntem incluși și noi. Dar să vedem care este direcția pe care o ia această mișcare a Domnului nostru. Mă refer aici la împărăția cerurilor. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Isus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor, Domnul Isus nu este asemenea unui rege ce își trimite supușii la război și el stă în spatele liniilor petrecând. El însuși merge la luptă, el însuși propovăduiește mai departe. Aceasta pentru că o astfel de lucrare este atât de importantă. Lucrarea Domnului nostru ajunsese să se extindă atât de mult încât oamenii duceau deja vestea peste tot. Chiar și Ioan, botezătorul, auzise de ea. Vă mai aduceți aminte de Ioan, nu-i așa? El propovăduise înaintea Domnului Iisus și îi boteza pe oameni în Iordan. După ce l-a botezat și pe Domnul nostru, mai continuă puțin lucrarea lui după care este aruncat în temniță de către Irod, al cărui păcat îl condamna. De acolo, din închisoare, Ioan trimitea ucenicii săi să se informeze cu privire la lucrarea Domnului Iisus. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Întrebarea lui Ioan este una logică. Și el, asemenea multora, se aștepta la un alt gen de acțiuni din partea Domnului Isus. Și el credea în instaurarea unei altfel de împărății. El se aștepta ca Domnul Isus să fi luat deja puterea, să fi urcat deja pe tron și de acum lucrurile să înceapă să se schimbe. Probabil nu înțelegea de ce nu s-a petrecut încă lucrul acesta. Dar Observați răspunsuri pe care îl dă Domnul Isus. Drept răspuns, Isus le-a zis, Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți viază, și săracilor li se propovădește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Este drept că acest răspuns al Domnului Isus nu poate fi înțeles decât în măsura descrierii pe care Vechiul Testament o face cu privire la Mesia. Ascultați numai ceea ce scrie profetul Izaia în capitolul 35, versetele 4, 5 și 6. Spuneți celor slabi de inimă, fiți star și să nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui, atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Cuvintele de aici nu sunt împlinite în întregime și motivul este acela că împărăția încă nu este instaurată pe deplin. Însă cea mai mare parte a acestor cuvinte era deja împlinită, iar Ioan va recunoaște imediat despre ce este vorba. Dar dacă Ioan era interesat de Domnul Isus, nici el nu este uitat. Se ridicaseră deja criticea lui Ioan, însă Domnul Isus ia o poziție fermă. Pe când se duceau ei, Isus a început să vorbească în oroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Apropo, Ioan nu a fost o trestie clătinată de vânt, ci mai degrabă un vânt care a clătinat trestile cred că este o bună provocare pentru acei, din păcate în număr mare, care își fac mesajele într-o asemenea formă care să nu deranjeze pe cineva, care să atragă mai degrabă popularitate, faimă și apreciere. Dragii mei, profeții, cei care au demascat păcatele poporului, nu au fost populari. Nu s-au bucurat de apreciere. Mesajul lor nu a fost ușor de digerat. Nici Ioan nu a fost ușor de ascultat. Limbajul lui a fost unul fără menajamente, fără cruțare, Demascat tot ce trebuia demascat. Nici Irod nu a reușit să-l intimideze cu toate că era un rege rău și fără scrupule. Irod acesta se căsătorise cu soția fratelui său. Ioan a demascat acest păcat. Irod s-a temut totuși de Ioan până când într-una din zile îi taie totuși capul la îndemnul soției lui. Deci Ioan a fost unul care nu se lăsa îndoi de vânt. Din punct de vedere social, omul acesta pentru cei mai mulți era o curiozitate. Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Ioan nu era în niciun caz un om cu haine moi. Hainele lui nu erau deloc obișnuite. De fapt, ele erau obișnuite pentru secta esenienilor, o sectă din sânul iudaismului care propovăduia ascetismul și neprihănirea radicală, nu prin forme, ci prin trăire. Era îmbrăcat într-o haină din păr de cămilă și încins cu un brâu de curea, așa cum ne este descris în Noul Testament. De asemenea, părul și barba lui erau crescute sălbatic, datorită supunerii sale față de legea nazireatului. Toate acestea îi dădeau o înfățișare înfricoșătoare. Era într-un contrast foarte mare cu teologii curților împărătești, dar statutul lui era unul deosebit în ceea ce îl privea pe Dumnezeu. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris, iată, trimite înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Ioan nu era numai un profet care avea o misiune specială. El făcea parte din planul lui Dumnezeu și alături de Domnul Isus, el fusese anunțat cu mult timp înainte. Domnul Isus citează chiar el ceea ce profețise Maleahii cu privire la Ioan. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Este vorba despre versetul 1 din capitolul 3 al acestei cărți. Ioan era un mesager cu un mesaj important. El a fost ales să-l anunțe pe Mesia, pe cel ce împlinea planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii dar Ioan ocupa o poziție specială și în ceea ce privea raportul lui cu ceilalți oameni. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Cuvintele acestea nu au fost prea mult pe placul celor ce ascultau. Națiunea aceasta avea o foarte mare considerație pentru Avram, Isaac, Iacov, ca să nu mai vorbim despre Moise, eroul național absolut, sau David, regele care a rămas pentru totdeauna în conștiința evreilor. Ori Domnul Isus vine și îl prezintă pe Ioan ca fiind mai mare decât ei. Ba mai mult, spune că cei ce vor fi în împărăția cerurilor vor fi chiar mai mari decât Ioan, și implicit față de ceilalți. Dar, cum se poate întâmpla așa ceva? Răspunsul este unul singur, datorită neprihănirilor. Vedeți, oamenii aceia care erau sub incidența legii Vechiului Testament erau oameni cu o neprihănire a faptelor. Cei care cred în Domnul Isus și devin cetățenii noi împărății au o neprihănire dată de Domnul Isus și nimic nu poate să o depășească. Dar ceea ce este demn de notat, cred eu, este modul în care Domnul Isus vorbește despre Ioan. Astăzi sunt atâția care își construiesc imaginea distrugând-o pe altora. Construiesc misiunea lor, lucrarea lor, demolând-o pe altora. Domnul Isus construiește lucrarea lui nedefăimându-l pe Ioan, ci accentuând importanta poziție pe care acesta a avut-o. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. De acum începe Domnul să spună o pildă cu privire la modul în care se purtau acei oameni. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la și lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați stânguit. Mulți au considerat că această pildă a Domnului Isus este plină de sarcasm. Nu cred că este vorba de răutate, ci mai degrabă de durere față de acești oameni care nu aveau o atitudine potrivită cu ceea ce le dădea Dumnezeu. Imaginea pe care Domnul Isus o folosește este aceea unor copii care se joacă în uliță. Unii zic, haide să ne jucăm de anmormântare. După foarte scurt timp, ei se satură de joc și zic, haide să ne jucăm de anunta. Dar imediat se satură și de acest joc. Ceea ce reprezintă Domnul Isus prin aceste cuvinte este faptul că acești copii trec de la o extremă la alta foarte repede. Nu se vede statornicie la ei. Ei erau niște răsfățați. Orice ai fi făcut nu ar fi fost pe placul lor. Dar la fel era și poporul acesta. Căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și ei zic, are drac. A venit fiul omului, mâncând și bând și ei zic, iată un om încăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor totuși înțelepciunea a fost îndepărtată din lucrările ei. Acestora nu le-a plăcut nici aerul auster și sever al lui Ioan, nici atitudinea prietenoasă a Domnului Iisus. Dacă suntem sinceri cu noi, lucrurile nu stau cu mult mai bine nici în zilele noastre. Dar acesta este punctul în care și Domnul Iisus face o mare schimbare. Spuneam încă de la început că strategia Domnului Iisus în prezentarea împărăției a parcurs fazele cele mai importante, mai întâi au fost anunțate principiile etice eticele împărăției. Apoi priminunile pe care le-a făcut. A arătat că el este Mesia, adică regele împărăției. A urmat apoi propovăduirea mesajului împărăției atât Domnul Isus, cât și ucenicii au făcut acest lucru. Reacția oamenilor în schimb a fost una de respingere. Dar dacă ei l-au respins, este rândul domnului Isus să aibă un răspuns. Și el este tot unul de respingere. În cele din urmă, el este regele și el este cel care are ultimul cuvânt. Atunci Isus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăisere. Vai de tine, Horazine, zis el. Vai de tine, Betsaido. Căci dacă ar fi fost făcute în tir și sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Corazinul și Betsaida erau cetăți localizate în partea de nord a orașului Capernaum, acolo unde avea domnul Isus centrul lucrărilor sale. Era o zonă în care făcuse multe minuni, dar ei l au respins. Acum și domnul Isus pronunță judecata cu privire la ei. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Este vorba aici despre un element comparativ. Este vorba aici despre a cunoaște și a nu cunoaște. Atunci când cunoști voia lui Dumnezeu și o respingi, este mult mai grav decât atunci când n-ai fost informat cu privire la ea. Desigur, noi avem puține motive să ne plângem că nu am ști care este voia lui Dumnezeu. Dar nici Capernaumul nu scapă. Vedeți, lumina creează responsabilitatea, așa cum spuneam, Locul în care Domnul Isus a petrecut cea mai mare parte a timpului său a fost Capernaumul. Aici a avut sedul central al activității sale. De aici pleca în diferite locuri și apoi se întorcea înapoi. Acesta este motivul pentru care oamenii acestor locuri sunt responsabili într-o măsură mult mai mare în ceea ce privește lucrurile ce le-au fost oferite. Se pare că vor exista grade diferite de pedepsire, la fel cum sunt diferite măsuri în ceea ce privește răsplata atunci când Domnul Isus va veni în calitate de judecător. Măsura de cunoaștere este un criteriu. Mai bine zis, este vorba despre proporția dintre ceea ce am cunoscut și ceea ce am trăit. Cineva spunea: Crezi numai acele părți ale Bibliei pe care le împlinești. Este destul de trist că oamenii care cunosc foarte bine care este voia lui Dumnezeu și ce așteaptă El de la noi, nu trăiesc pe măsura ceea ce cunosc. Deci, capernaumul nu este ocolit. Și tu, capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Unele orașe sunt privilegiate să primească vizitele unor oameni importanți, și rămâne mult timp această vizită în memoria locuitorilor și onoarea pe care le-a fost făcută de această personalitate sau alta. Capernaumul a avut mare onoare de a le avea în mijlocul lor pe regele împărăției cerurilor și nu i-au dat atenție. Dacă ar fi luat în considerare numai minunile pe care Domnul Isus le făcuse în această localitate, dar ei nu au luat seama nici la acestea. Dar și judecata le va fi pe măsură. Sodoma și Gomora au rămas ca un standard în ceea ce privea judecata Domnului. Domnul Isus spune că va fi mult mai rău pentru ei decât a fost pentru oamenii acelor cetăți. Dragii mei, nu cred că se va putea compara ceva cu primirea Domnului Isus. Dar nici nu cred că vreo judecată poate fi mai aspră decât cea a persoanelor care l-au respins pe el. Domnul Isus se roagă pentru acești oameni. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamna al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Nu știm de ce este așa. De ce copiii înțeleg mai repede care este secretul mântuirii prin acceptarea Domnului sus? Cred că un motiv este curăția inimii, dorința sinceră pentru obținerea neprihănirii. Este modalitatea pe care Dumnezeu a aprobat-o. Domnul Isus a spus chiar că cine nu se face asemenea copiilor, nu va intra în împărăția cerurilor. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe tatăl afară de fiul și acela căruia vrea fiul să îl descopere. De aici vine unicitatea căi către Dumnezeu prin Domnul Isus. Este aceeași frază ca cea pe care o cunoaștem destul de bine, Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sunt tot cuvinte spuse de Domnul Isus și este un lucru de care trebuie să fim convinși. Nici obiceiurile noastre, nici tradiția și nimic altceva nu poate să ne aducă la Dumnezeu, cu excepția credinței în Cel pe care l-a trimis El. Dacă până acum Domnul Isus se adresa unor mulți mari de oameni, cetăților, de acum începe să se adreseze indivizilor. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sacina mea este ușoară. Sunt atât de frumoase aceste cuvinte. Ele sunt cuvinte de mângâiere pentru cei obosiți și cei oropsiți. De la mesajul general adresat națiunii, acum Domnul Isus se adresează persoanelor. De acum, jugul păcatului va fi ușurat, din nou este o referire la cuvintele exprimate cu sute de ani înainte. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Sunt cuvinte adresate prin Isaia, capitolul 1, versetul 4, sau psalmul 38, versetul 4. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Dragii mei, păcatul este o povară prea grea pentru noi. Noi nu suntem în stare să-l purtăm. Greutatea lui este atât de mare încât sucombăm, ne prăbușim sub ea. Nu putem să-l ducem. Atunci când încercăm să scăpăm din el prin mijloacele pe care noi le știm, nu facem decât să adăugăm greutăți în plus. Este nevoie de acceptarea Domnului Isus, a ceea ce a făcut El pentru noi, el a venit să ne mântuiască, să ne elibereze. Nu de puține ori am auzit reacțiile unor oameni care s-au întâlnit cu Domnul Isus și au fost eliberați de păcatele lor. I-am întrebat, cum vă simțiți? Mi-au răspuns, ca un fulg. Nu știu, spuneau ei, de ce mă simt atât de ușor? Pentru că au fost eliberați de jug, dragii mei. Jugul Domnului Isus nu este unul greu, este unul ușor, pentru că este dragoste. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.